bine ați venit la cea de-a treia ediție a Cupei Ovidiu, da? De 120 de sportivi participați. Avem sportivi de la 4 anișori până la 18 ani și o grupă de seniori, unde avem un sportiv de 23 de ani și unul de 27 de ani. Toți sunt din Ovidiu sau și... La această ediție participă 5 cluburi. Unul este din Pitești, Ashihara Karate Pitești. Un alt club este din Mioveni. Al treilea este din Oltenița. Și încă 3 din Constanța, Ashihara Karate Constanța, pe grupă pe care o conduc eu, Jetica Team Constanța și Sakura Constanța. Fiecare suprafață este arbitrată de un număr de 3 arbitri, 2 arbitri de margine, 1 de centru. Este un lucru mare și frumos ceea ce se întâmplă aici la Ovidiu cu acest club sportiv oroșenesc care îndeamnă tineretul și toți copiii din Ovidiu să facă mișcare. Mă bucur că conducerea acestei localități și-a dat seama că tineretul și copiii sunt viitorul localității, iar investind în copii și în tineret o să creștem ulterior și calitatea societății din Ovidiu. Este o competiție foarte frumoasă, cu copii foarte mulți, 140 de participanți. Avem 4 cluburi din afară, 3 de aici din Constanța și noi participăm cu 40 de copii pregătiți de domnul profesor Ștefan Ghiculescu. Mulțumim primăriei pentru ajutorul acordat și pentru susținerea acestor activități. Ce să vă spun, ne bucurăm foarte mult că copiii fac mișcare și că există asemenea activități.